Thank you.
versurile acestor frumoase picețe, dar sigur că vârsta îți aduce oarecum și avantaje, dar mie mi-a străbit și vederea și mă concentrez foarte tare să citesc fără ochelari. Vă mulțumesc și sunt onorat să mă aflu din nou alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc!
când pe cruce m-am legat, o, thank you.
Vă mulțumesc din suflet. Mi-au trecut emoțiile. În primul rând vreau să vă spun la mulți ani tuturor celor ce astăzi sărbătoriți ziua numelui. Cu sănătate, cu împliniri, cu bucurii. În egală măsură să urez sărbători fericite tuturor celor care sărbătoresc Paștele astăzi. Să vă doresc sărbători luminate, să ne vedem sănătoși, bucuroși și să nu uităm că Dumnezeu ne-a dat, din punctul meu de vedere, cel mai important sentiment, sentimentul de iubire. Să dăruim celor din jur, să iubim și să prețuim. Mulțumesc încă o dată, domnule primar, pentru bucuria ce mi-ați făcut-o de a fi astăzi împreună, într-o zi de sărbătoare. Eu, după concert, mă grăbesc să ajung și eu acasă, că acolo mă așteaptă o floare, soția mea, Brânduș. Iată cum, într-o zi, putem sărbători chiar de mai multe ori. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc tot binele dumneavoastră. Am fost însoțit astăzi de doi prieteni și doi colegi buni de-ai mei. Este vorba de Calman Cursui, care astăzi sărbătorește Paștele și a făcut acest efort. De fapt, mi-a făcut un dar de acum împreună. Și domnul Traian Covrin, o parte din grupul instrumental Codul de România din Ajutor. Vă iubesc și vă prețuiesc. Doamne ajută! Pentru emoțiunea, emoțiile noastre continuă încă și vă mulțumim că ne-ați creat aceste emoții alături de doamna Paula Selig. Dragii mei, se cuvine să vă mulțumim din toată inima pentru această după-masă atât de frumoasă pe care ne-a oferit-o. Sigur, noi intrăm în Săptămâna Mare, revin și îi felicit și suntem alături de cei care sărbătoresc astăzi Paștele. Vineri am avut ocazia să fiu alături de comunitatea romano-catolică, de asemenea seară la Înviere, și într-un fel a fost momentul în care m-am bucurat că Paștele nu sunt împreună, pentru că am putut să fiu împreună cu Părintele Romano-Catolic la Paști, la același altar, cum dânsul va fi cu noi la același altar, la Paștele de Duminică pe care îl vom celebra aici. Sigur că